Descoperirea șoc a polițiștilor de la rutieră din Olt. Aproximativ jumătate dintre rezultatele testărilor pozitive pentru consumul de droguri efectuate de polițiștii rutieri cu aparatul drug test au fost infirmate de testele de laborator făcute de Institutul de Medicină Legală. Declarația a fost făcută chiar de șeful poliției rutiere din Olt, Cristian Tița. Printre victimele testelor se numără chiar și un polițist implicat într-un accident. Cazul a fost preluat și de presă, dar deși omul ieșise inițial pozitiv, analizele INML au infirmat acest lucru. Șeful poliției rutiere Olt susține totuși că numărul celor prinși la volan drogați este în creștere. Cătălință, un expert antidrog în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! De fapt, în legătură directă online. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Domnule Țone, câtă încredere să mai, avem, să mai avem în aceste teste și de ce să mai fie ele folosite în aceste condiții? Ducem direct la testele acelea clasice și știm o treabă, că altfel poate să fie chiar o situație complicată în care o persoană să dea în judecată ulterior poliția și să și câștige. Da, este foarte corect. IPG, o are în dotare două aparate de drug test Achilles sunt de origine asiatică. Sunt două dintre cele 60 care sunt dotare a Poliției Naționale. În total sunt 180-184. Așa s-a comunicat oficial. 60 din această marcă și 120 de la un producător german. Cert este că cele asiatice dau erori semnificative, undeva 30-50% și despre acest lucru s a plâns și s-au plâns și polițiștii de la Maramureș care la un moment dat au refuzat să mai facă aceste testări. Deocamdată avem prea puține aparate, acum există o procedură de achiziție, undeva 400 de aparate urmează să fie cumpărate către Poliția Națională din cele de calitate, din cele care au, o probabilitate mult mai ridicată de la producătorul german și în felul acesta va exista un act reparatoriu și se va reechilibra și mai mult decât atât autoritățile locale și aici vorbim despre primăria primăria București a făcut un gest salutar și se află în procedură de achiziție a 100 de aparate de acest gen pentru a fi date pe comodat Poliției Capitalei pentru folosire, inclusiv la secții de poliție se vor da. Este un gest de întrajutorare, de sprijin pentru Poliția Națională, având în vedere faptul că procedurile se durează destul de greu și de multe ori sunt contestații la licitații și alte elemente de blocaj și aceste lucruri se repercutează în stradă în sensul că nu crește capacitatea de testare și evident de evitarea unor nerociri. Bun și despre acele teste care nu își fac treaba, ce să știe? Că bănuiesc că și ele au fost cumpărate pe bani, nu puțin, și că au fost niște firme care s-au bătut în licitație pentru ele, nu? Așa este, este o problemă semnificativă și mai ales o problemă de imagine, în primul rând, că aceste cazuri sub o Și până, o problemă penală, de... domnule Țone, până la urmă. Adică este unul din cazurile în care inclusiv dna ar putea să facă o verificare, pentru că au fost situații asemănătoare în care în licitații au fost cumpărate produse neconforme și ulterior s-a dovedit că a existat și corupție în spatele lor. Așa este, se pot face aceste verificări și e o sugestie, nu? Eu cred că sunt și loturi de marker care nu sunt foarte buni sau sunt, nu știu, expirati, expirate aceste loturi și sub o formă sau alta au probleme legate de conformitate. Dar pentru combaterea, eu știu, a expunerii publice și a problemelor pe care conducătorii auto le au, cei care sunt testați și la, la drag test ies cu test pozitiv, fiind nevoiți să stea până la finalizarea dosarului penal unor ani de zile, pentru că sunt procurori care au în lucru 2-300 dosare penale, s-a modificat legislația și acum există posibilitatea ca în momentul în care Institutul de Medicină Legală se exprimă printr-un buletin de toxicologie, fiind documentul finalmente, fiind documentul definitoriu în dosarul penal și se pronunță în sensul inexistenței substanțelor psihoactive în organism, contrare ceea ce, a, a ceea ce s-a constatat cu aparatul drug test, în aceste condiții îi se poate înmâna permisul de conducere și își poate relua acest drept persoana cercetată, chiar dacă dosarul penal nu se finalizează. Dosarul urmând să se finaliza, nu știu, în funcție de disponibilitatea procurorului și în funcție de disponibilitatea organului de urmărire penală. Deci este un act reparatoriu și în această zonă tocmai pentru că au fost reclamații și au fost procese în legătură cu privarea de acest drept. Nejustificat este clar pentru că vedem nu pentru o eroare materială, o eroare a unui aparat, oamenii nu, nu trebuie să sufere și nu se, trebuie să li se încalce anumite drepturi. Tocmai a fost inclusiv a fost... un polițist în această situație. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Cătălin Țone, expert antidrog în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe. Mediul.